Bun găsit la rubrica despre îngrijirea florilor, cald, soare și frumos afară, o vreme numai bună de grădinărit. O vreme numai bună să vorbim despre plantele de primăvară pe care le găsim peste tot și pe care le aducem acasă. E, acum este marea provocare. Ce facem cu ele odată ce le-am adus acasă? Pentru că se întâmplă de foarte multe ori să se ofilească. Cum împiedicăm acest lucru? Sunt 5 pași pe care vi propun în continuare, de care trebuie să ținem cont ca să ne bucurăm multe săptămâni de florile lalelelor, narciselor, zambilelor pe care le aducem acasă. Bun, primul lucru și cel mai important ține de temperatură. Pentru că zambilele, de exemplu, sunt plante bulboase cărora le place frigul. Le place temperatura joasă pentru că așa cresc ele în mod natural. Deci, cea mai mare greșeală, nu le aducem în casă la căldură. Diferența de temperatură este catastrofală pentru ele, pentru că în câteva ore, dacă să nu spun câteva zile, se ofilesc. Și atunci, odată ce le-am adus acasă, le ținem la temperaturi mai scăzute, de exemplu pe un balcon sau pe o terasă sau pe pervazul ferestrei. A doua mare greșeală pe care o facem este să transplantăm planta. Pentru că avem impresia că ghiveciul în care se află este prea mic. Cum se întâmplă, de exemplu, cu aceste lalele. Sunt 3 fire într-un ghiveci. Sunt foarte bine, așa cum sunt ele, au loc, nu e nevoie de transplantare. Chiar dacă o să vedeți cum se întâmplă, de exemplu, în cazul acestor zambile, că bulbul este ieșit din pământ. Este o parte afară, se întâmplă să fie chiar de tot afară, nu este nicio problemă. Bulbul nu este rădăcina plantei. Este o tulpină metamorfozată, dacă vreți. Este un proces care are loc la plantele bulboase de primăvară. Rădăcinile sunt firișoarele care pleacă din bulb în pământ. Iar dacă transplantăm, ele se rup și atunci planta moare imediat. Bun. Al treilea pas de care trebuie să ținem cont este lumina. Sunt plante care au nevoie și ele de lumină multă, le așezăm la soare cât se poate de mult pentru că primesc și căldură în mod natural în acest fel sau pe un pervaz unde să aibă lumină multă. Al patrulea lucru de care trebuie să ținem cont este faptul că sunt plante cu bulb, deci plante care nu suportă apa în exces, umezeala în exces. Ce nu vom face în cazul lor? Niciodată. Nu punem ghiveciu, chiar dacă este mic și chiar dacă este banal, așa cum sunt ele de obicei, nu-l punem într-o mască. Pentru că se acumulează apă la rădăcină și bulbii putrezesc foarte repede. Vom asigura un drenaj foarte bun. De obicei, pământul în care le cumpărăm de la magazin este bun și asigură acest drenaj. Atenție să nu avem farfurioare în care rămâne și se acumulează apa. Ei, cu aceste îngrijiri, plantele pot să reziste chiar o săptămână, două, trei, să avem flori frumoase. Eu vă recomand să le cumpărăm atunci când sunt boboci. Da? Când sunt așa, când avem boboc și când putem să urmărim toată evoluția ei și să ne bucurăm de fiecare floricică care se deschide. Provocarea este și după ce se trec florile, pentru că va trebui să le îngrijim în continuare. După ce se trec, va trebui să tăiem tija, da? Pentru că florile se usucă și devin inestetice, tăiem tija. Dar rămân frunzele și le udăm în continuare. Chiar putem să și fertilizăm un pic. Cât timp? Până când frunzele, ce a rămas din plantă, se veștejesc cam pe 3 sferturi din lungimea lor. În momentul acela putem să oprim totul și udări și fertilizări, lăsăm bulbul să intre în repaus. Acestea sunt recomandările mele pentru îngrijirea florilor de primăvară. Sunt Oana Matei. Până data viitoare, nu uitați, vă aștept întrebările pe site, vă aștept și pe Facebook în comunitatea Îngrijirea Florilor.